În cadrul Școlii Gimnaziale Tudor Vladimirescu s-a desfășurat o activitate educativă prin care Ana Maria Stancu de la RoboHub a predat despre viitor. Mai exact, elevii vor fi ajutați de mai mulți roboți în demersul lor didactic. Totodată, din anul școlar 2024-2025, o clasă de A5 a cincea va fi cu predare intensiv TIC, respectiv robotică. E printre cele mai cunoscute plăci de programare din lume. De ce? Pentru că este extrem de ușor de folosit e ca un mini calculator, are în el, deja băgat, accelerometru, senzor de temperatură și oscilometru. Este o activitate deosebită. Și de ce spun lucrul acesta? Pentru că noi la școala la gimnazială Tudor Vladimirescu, începând din acest moment, la orele de TIC, ne vom ajuta de roboți. Chiar astăzi avem prezentarea unui robot humanoid. Este, prezent, este prezentă în mijlocul nostru Ana Maria, de la Robohub, cea care ne antrenează și pe noi și arată profesorilor de TIC, de matematică și de fizică ce pot face cu roboții care de acum vor fi partenerii noștri în, în educație. De ce am ales partea asta de robotică? Pentru că este o meserie care ține de viitor, iar noi vrem să fim în pas cu viitorul și vrem să fim alături de nevoile elevilor noștri, de nevoile societății și, de ce nu, să de aici, din, de, aici de la Tudor Admirescu să avem niște programatori foarte buni, niște aitiști foarte buni. De altfel, pentru anul viitor ne-am propus ca una dintre, dintre clasele de-a cincea să fie predată intensiv informatică, respectiv robotică, pentru că, așa cum am zis, ne ajutăm foarte, foarte mult de, de tehnologie. Acesta este un robot umanoid care este foarte asemănător cu roboții umanoizi mai mari. Este un robot special făcut pentru zona de educație, pentru a experimenta copiii cum s-ar putea programa astfel de roboți. De ce? Pentru că, în 15-20 de ani, probabil că vom avea în jurul nostru astfel de roboți și este foarte important să înțelegem cum se mișcă ei. Ce vedeți aici, ochii robotului, sunt de fapt niște senzori ultrasonici și asta îi învățăm, de exemplu, pe copii. O chestiune foarte importantă este să înțeleagă că roboții nu văd. Calculatoarele în general nu văd, ci au tot felul de senzori sau își pot prelua imagini din care să înțeleagă ce este în jurul lor. E, și robotul ăsta poate să meargă singur, are un program de mers autonom, merge în față în momentul în care îi pui mâna în față sau orice alt obiect, are un algoritm în spate care îi spune să se uite stânga-dreapta, să vadă în ce direcție poate să o ia. În afară de asta, este foarte bun în școală și poate fi folosit de asemenea și pentru alte materii, pentru că le explică copiilor de ce trebuie să învețe și alte materii, gen fizică. O materie care, dacă nu faci chestii practice, e un pic mai greu de înțeles pentru unii copii. E, poți să-i explici unui elev că fiecare robot se mișcă în funcție de rotația unui motor. Da? Deci noi nu îi spunem unui robot ridică mâna, ci îi spunem să miște acest robot la un unghi de 90 de grade. Practic poți să introduci tot felul de noțiuni, inclusiv de matematică sau altceva. Poți de asemenea, ca și exemplu, să calculezi cam ce greutate ar putea să țină mâna robotului în funcție de lungimea brațului. Și tot așa, foarte multe elemente care pot fi integrate în materiile care se predau astăzi la școală. Da? Și am pus mâna. Se uită stânga-dreapta. Pentru că acolo avea obstacol, se va da înapoi. Îți dorești servicii publice digitalizate și performante, mai multă transparență în activitatea administrației publice județene și acces la servicii publice partajate. Consiliul Județean Călăraș implementează proiectul Soluții Informatice Integrate pentru Simplificarea Administrativă și Reducerea Birocrației prin Digitalizarea Serviciilor Publice Partajate la nivelul Consiliului Județean Călăraș. Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul Social European.